Iisus a spus, următoarea fericire este, ferici de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Dar când privim în jur, nu pare să fie așa. Dimpotrivă, cei agresivi, luptători, inteligenți sau bogați, ei pare că moștenesc pământul. În schimb, cei blânzi nu prea au șanse de succes. Nu-i așa? Totuși, ați văzut în primele două lecții că perspectiva Domnului Iisus asupra vieții și neprihănirii nu coincide cu perspectiva lumii. Nici concepția biblică despre blândeții nu este aceea la care probabil v-ați așteptat sau v-ați gândit voi acum. În această lecție vom învăța cine sunt oamenii blânzi și ce înseamnă afirmația că ei vor moșteni pământul. Și acum, deci vom citi Matei, capitolul 5, versetul 5, unde este scrisă fericirea aceasta și așa cum facem totdeauna, vom trasa un dreptunghi în jurul expresiei ferice de și vom sublinia cu o linie ondulată cuvântul blânzi. Începem. Ferice de cei blânzi. Ferice și blânzi. Căci ei vor moșteni pământul. Și acum răspundem la întrebări. De cine este ferice potrivit cu Matei 5 cu 5? De cei blânzi. Care va fi rezultatul? Vor moșteni pământul. Și vor fi fericiți. Foarte bine ai observat, Alexandru. Vor fi fericiți. Vor moșteni pământul și vor fi fericiți. Dați pagina la 36 și aici este patratul intitulat important, unde ne dă informații importante, informații utile pentru noi. Grecii antici credeau că omul blând sau împăciuitor este cel care se mânie la momentul potrivit pe oamenii care merită. Dar mânia lor ține doar o perioadă potrivită de timp. De exemplu, Aristotel a definit blândețea ca fiind la mijloc între mânia excesivă și incapacitatea de a te mânia. Această definiție este cu mult diferită de ceea ce înțeleg oamenii de astăzi prin blândețe. Ce înțeleg oamenii astăzi prin blândețe? Când zice un om blând. Un om cum? Tolerant. Slab. Înjosit. Călcat în picioare, neputincios, că nu poate face nimic, umilit, ușor de manipulat, tăcut. Asta înseamnă un om blând în înțelesul oamenilor de azi. Hai că o să vedem ce spune Biblia. Cine este blând potrivit cu Biblia? Acum, versetul Matei 5 cu 5 este un citat din Psalmul 37, versetul 11. Așa cum el apare în Septuaginta, traducerea grecească. Să citim acest verset în contextul lui, pentru a vedea cum răspund cei blânzi când trec prin încercări. Și noi trebuie, orice referință la expresia nu te mânia, mânie, să o notăm cu un X. Apoi să trasăm un dreptunghi în jurul fiecărei apariții a expresiilor vor stăpâni țara sau moștenesc țara, și să subliniem cu o linie ondulată cuvântul blând sau blânzi. Așa că începem. Nu te mânia pe cei răi. Și nu te uita cu jind, adică cu invidie, la cei ce fac răul. Căci sunt cosiți iute ca iarba și se vestejesc ca verdeața. Încrede-te în Domnul și fă binele. Locuiește în țară și umblă în credincioșie. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina și dreptul tău ca soarele la amiază. Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Nu te mânia pe cel ce izbutește în umbletele lui. Așa. Pe omul care își vede împlinirea planurilor lui rele. Lasă mânia. Părăsește iuțimea. Iuțimea tot, mânie, da? Nu te supăra. Supăra tot, nu? Ca și mânie aici, în sens de mânie. Căci supărarea duce numai la rău. Supărare. Supărare, tot așa. Fiind,
Fiind, dăm pagina, că mai este încă. Fiindcă cei răi vor fi nimiciți, iar cei ce nădăjduiesc în Domnul vor stăpâni țara. Așa, luăm în dreptunghi. Trasăm dreptunghi, vor stăpâni țara. Încă puțină vreme și cel rău nu va mai fi. Te vei uita la locul unde era și nu va mai fi. Cei blânzi moștenesc țara. Moștenesc țara, dar și blânzi. Și au belșug de pace. Cei blânzi au belșug de pace. Și acum să răspundem la întrebări. Dar de fapt mai avem un compatrat important. Așa cum am învățat în lecția 1, traducerea grecească a Vechiului Testament se numește Septuaginta. Uneori ne este de folos să citim versete din Vechiul Testament pentru a vedea cum și unde au folosit acei traducători un anumit cuvânt grecesc. De exemplu, cuvântul grecesc pentru blând este folosit în Psalmul 37, versetul 11, din Septuaginta. Și acum, hai să răspundem la întrebări. Cum ar trebui să reacționăm potrivit cu versetele 3 și 4 când alții fac răul și nu sunt pedepsiți? În cine trebuie să ne punem încrederea? Domnul. Cum scrie aici? Încredite? Domnul. În Domnul, da? Cum să nu ne mâniem? Da, unde? Scrie aici? Cum versetele 3 și 4. Doar din versetele 3 și 4. Să ne încredem în și să facem bine. Noi să continuăm a face bine. Să îmbrăm în credință. Mai spune aici, locuiești în țară. Când ori îți vine să pleci din țară, când vezi ce fac, e așa? Da. Locuiești în țară. Nu-ți fă griji. Nu te temi așa tare de ei. Locuiești în țară. Fă bine, le zici. Foarte drept, ai zis. Găsește-ți toată desfătarea în Domnul. Ei fac rău, stau alături de tine, fac rău și le merge bine. Dar aici îți spune tu, Domnul să-ți fie desfătarea ta. Și Domnul îți va da tot ce-ți dorește inima. Domnul să-ți împlinească toate nevoile. Nu te uita la ei cu jind. Uite la Dumnezeu. Încrede-te în Dumnezeu, fă binele, locuiești în țară, umblă în credincioșie față de Dumnezeu, fii un om corect, fii un om drept, fii un om neprihănit. Găsește-ți toată desfătarea în Dumnezeu. Și El așa, în contextul ăsta unde stai o voaie tu între lupi, El zice o să-ți dea tot ce-ți dorește inima, îți împlinește toate nevoile. Ce spune versetul 5 că trebuie să facem datorită acestei încrederi? Să ne încredințăm soarta în mâna Lui. În mâna Lui, așa. Să ne încredințăm soarta, adică viitorul, nu? Că așa, asta, mulți oameni, ce o să fie cu viitorul meu? Ce o să fie mâine? Vine iarna, vine, nu știu, am așa probleme. Ce o să fie? Ce o să fie? Încredințează-ți soarta, adică viitorul, în mâna Lui. Și zice că El va lucra, stai liniștit, nu-ți fă griji mari. Fă binele și în jur răi au succes mare răi. Au succes că au făcut deja lege, au legalizat căsătoriile homosexuale. Parcă numai răi, răi și răi. Dintr-un capăt a țării până în alta, toți o fac în toate felurile. O batjocoresc în toate felurile. Ia femeie liniștită, fără să certe cu cineva. O acceptați să meargă la închisoare. Și a încredințat mâna. Și pentru ea acum cuvântul este. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului. Încrede-te în El și El va lucra. Noi încă urmează să vedem cum va lucra Dumnezeu în cazul femeii acestea. Dăm pagina. Discutați ce ați învățat din versetele 6, 7 și 8. Adică ce vrea să spună? Îți face dreptate. Dumnezeu îți va face dreptate și va face să strălucească în sens să o vadă toți. Amui nedreptățită femeia asta la nivel de țară, Dumnezeu va face să vadă toți dreptatea ei. Va face să strălucească. Când strălucește un lucru, atrage atenția la toți. Nu poate un lucru care strălucește să rămână neobservat, așa? Domnul va face să strălucească dreptatea ei. Să nu ne maniem pe cei ce zbutește în învarea lor. Așa. Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Că ce-ai... Nu să fii inactiv. Îți spune taci înaintea Domnului în sens de a nu avea nemulțumire. Nu veni cu nemulțumire înaintea lui Dumnezeu, că de ce, Doamne, așa, cum e așa?
O să mai vedem pe urmă un alt psalm. Și cum se întâmplă? Uite ce fac ei, pe ei nu-i vezi, nu vezi așa, nu mai mă lași așa, mă. Nu, stai liniștit, taci. Da, nu veni cu nemulțumiri. Exact asta spune. Da. Drubiești, Doamne, asta e o cuvântare. Nu, în sensul ăsta, taci înaintea Domnului de a nu veni cu atitudine de asta, cu atitudine de nemulțumire, de a nu veni cu atitudine de nemulțumire și de cum, rebeliune înaintea lui Dumnezeu. Nu, 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 zici, taci înaintea Domnului și nădăjduiești în El. Nu te, ia uite, îți spune, nu te mânuie, cum ce taci înaintea Domnului? Te mânii pe ceea ce se întâmplă, nu te mânia pe cel ce izbutește în umbletele lui, pe omul care își vede împlinirea planurilor lui rele. Lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra. Căci supărarea asta a ta duce numai la rău, zice. Păi, ca și cum era de învățatul împotriva să-i zici. Da. Și nu împotriva oamenilor. Zice, ca și, ce vrea să-ți spună, nu-l scoate pe Dumnezeu din formula acum. Când vezi rău și când vezi cum merg rău, ești tentat să iei tu cu puterile tale să începi. Spune, stai puțin, nu-l scoate pe Dumnezeu din formula. Parcă îți pare că Dumnezeu întârzi, uite rău cum propășesc și tot merg mai bine și mai bine și mai bine și mai bine și nu se întâmplă nimic. Și Dumnezeu a închis ochii, parcă Dumnezeu nici nu există. Stai liniștit, nu te deranja așa tare, vine vremea. Tu găsești-ți desfătarea în Domnul, stai liniștit, nădăjduiești în El. Nu înseamnă că nu fă nimic, fă-ți partea ta care trebuie să o faci. Dar nu depăși limita. Nu depăși, trebuie să faci partea ta, așa cum am văzut acolo. Dacă plângi pentru alții, faci ceva, spui, vorbești. Cum femeia asta, ce poate să facă mai mult femeia asta? Ea face ceea ce ține de ea și ce trebuie ea să facă corect. Kim Davis asta, femeia. Ea n-a semnat, aia e tot. Ea n-a semnat. Mai mult, ea n-a semnat. Ia nădăjduiește în Domnul și Domnul va lucra. Altcineva putea să ne se prudește dacă Domnul lasă așa să propășească, îmi pune scăldura numai. Da. Și scărbim soare. În versetul 9, cuvântul iar este folosit pentru a indica un contrast. Acest contrast este între cei răi și cei ce nădăjduiesc în Domnul. Ce înveți despre fiecare dintre aceste grupuri? Hai să vedem despre cei răi. Ce aflăm despre ei? Cei răi vor fi nimiciți. Cei răi vor fi nimiciți. Lor le merge bine, merg lucrurile bine înainte și parcă noi, cei neprihăniți, nu avem nicio putere, nimic, am rămas fără nicio putere și parcă Dumnezeu o uita de noi. Uita de noi, nu se mai întâmplă nimic. Dumnezeu spune, cei răi vor fi nimiciți, dar ce spune despre cei care nădăjduiesc în Domnul? Vor stăpâni țara. Vor stăpâni țara. Vor avea pace din belșug. Deci cei ce nădăjduiesc în Domnul vor stăpâni țara. În versetele 10 și 11 vedem alt contrast. Să vedem care e contrastul acesta și ce învățăm despre cei blânzi. Deci care e contrastul? Versetul 10 ce spune? Cine e aici descris? Și ce spune despre cel rău? Încă puțină vreme. Și el nu va mai fi. Încă puțină vreme și el nu va mai fi. Te vei uita la locul unde era el și poate stătea într-o poziție foarte înaltă. O poziție așa de înaltă că îți părea că de acolo nu se mai dă jos niciodată, nu mai coboară nimeni și o să facă rău și rău și tot mai rău. Spune, te vei uita la locul unde era el și el nu va mai fi. Nu e acolo. Încă puțină vreme și Domnul are grijă să-l dea jos, să-l scoate Domnul. Stai liniștit. Dar despre cei blânzi ce spune? Ei vor moșteni țara și încă și-au belșug de pace. Cu alte cuvinte, și acum când cel rău stă acolo, tu stai cu pace în inimă, nădăjduiești în Domnul. Domnul zice, stai, locuiești în țară, El îți va da belșug de pace, îți va da tot ce îți dorește inima, El se îngrijește. Și atunci tot, și acum și atunci tot va fi bine. Ce ați învățat despre cei ce moștenesc țara? Ei sunt blânzi. Ei sunt oameni blânzi și și nădăjduiesc în Domnul. Și altceva încă? Au belșug de pace. Ce legătură există între acest adevăr și ceea ce ați învățat în această lecție? Ferici de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Ce legătură este între tot ce am învățat noi aici în psalmul ăsta și fericirea spusă de Domnul Iisus? Ne arată cum moștenesc ei pământul? Cum? De fapt, cel rău va fi
Cel rău va fi nimicit, cel rău va fi dat într-o parte, deci... Domnul se va îngriji ca până la urmă ei să rămână, a lor să fie lucrurile și nu... Frații lui Iosif au pus la cale uciderea lui. În Vechiul Testament, știți, da? Iosif, unul din cei 12 frați al lui, unul din cei 12 copii al lui Iacov. Deci frații lui Iosif au pus la cale uciderea lui și apoi l-au vândut ca rob. După ani de zile, când frații lui au stat iarăși înaintea sa, Iosif era al doilea conducător al Egiptului. Vă dați seama unde l-a ridicat Dumnezeu. Ce i-au făcut frații și ce a făcut Dumnezeu cu el? După faraon. Să vedem cum s-a purtat Iosif cu ei. Iosif e un exemplu frumos de blândețe. Cum s-a purtat Iosif cu ei? Hai să citim acum Geneza. Eu voi citi cu voce tare și cuvântul Iosif îl vom nota cu un I, dar cuvântul Dumnezeu cu un triunghi. Iosif le-a zis. Iosif. Fiți fără teamă, căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Dumnezeu. Eu, Iosif și Dumnezeu. Și Dumnezeu. Voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău. Mi, da? Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Ca să împlinească ceea ce se vede azi și anume să scape viața unui popor în mare număr. Iosif a suferit foarte mult din cauza fraților săi. Dar cum s-a purtat cu ei în pofida acestui fapt? Cum s-a purtat el, un om blând? Așa, dar cum s-a purtat cu ei? Cu ei, cu frații. A, dar știți când cuvintele astea le-au spus? După moartea tatălui. Da. Știți că Iosif a fost dus în robie, vândut, a avut toate experiențele celea, casa lui Potifar, închisoarea și așa mai departe. Știți ce a avut el toate? Calea lui până la prim-ministru a fost lungă și grea. Dar când a ajuns în poziția asta, tocmai s-a întâmplat să vină frații după mulți ani. Și când au venit frații, i-a avut la mână. Putea să fie mare, să le facă ceea ce au vrut ei să-i facă? Da. Avea putere? Toată puterea, toată autoritatea. El asta le-a făcut? Le-a dat grâu și a trimis acasă. I-a chemat pe toți să vină aici și a scăpat tot poporul. Numai bine le-a făcut totdeauna. Și când a murit tatăl lor, frații toți s-au speriat, au crezut că acum el se va răsplăti, acum el o să le vină de hat. Că până aici poate l-a oprit respectul și cum grija de tată, să nu-i facă necaz tatălui, nu se răzbună pe ei și nu-i facă necaz tatăl. Acum dacă nu mai este tata, nu mai este nimic care să-l țină să se răsplătească, să răzbune. S-a răzbunat Iosif? Niciodată. Asta l-a întristat, zice că Iosif când a văzut s-a dus și a plâns când a văzut asta. Că ei așa au crezut despre el. Nu interesant, Iosif s-a dus și a plâns că ei au putut așa să creadă despre el după ce a procedat cum a procedat el. Și el a venit și le-a zis. Da, el a măsurat după ei. El a venit și le-a zis, fiți fără teamă. Sunteți oare în locul lui Dumnezeu? Voi negreșit, v-ați gândit atunci să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat rău vostru în binele și a meu și a vostru. Dumnezeu l-a schimbat în bine. Ca să împlinească ceea ce se vede azi și anume să scape viața unui popor în mare număr. Deci ce a făcut Iosif? În pofida faptului. I-a iertat. S-a uitat la Dumnezeu și a privit asta ca o îngăduință de la Dumnezeu. Foarte adevărat. Și-a văzut lucrarea lui Dumnezeu și prin asta. Prin răul care l-au făcut oamenii, l-au văzut binele care vreau să-l facă Dumnezeu. Deci s-a uitat la Dumnezeu, i-a iertat frații lui. M-am văzut mai înainte. El și-a încredințat soarta în mână Dumnezeu. Exact, de plin. S-a tăcut. N-a comentat. Și mai ales în toată perioada asta, parcă chiar Dumnezeu îl părăsise de tot. Putea să creadă așa, nu? Frații m-au vândut. Am ajuns rob. Parcoleac era bine în casa asta la Potifar. Am căpătat și eu încredere, am căpătat o poziție bine. S-a legat femeia asta stricată de mine. Asta nu-mi dă pace. Pentru că a fost un om neprihănit și ai văzut ce a zis. Eu am frică de Dumnezeu și nu pot să fac pentru stăpânul meu așa ceva. Nu pot să fac stăpânului meu așa ceva. Nu s-a culcat cu femeia asta. Pentru că face binele, ajunge și mai rău, că ajunge la închisoare. Parcă Dumnezeu nu, parcă Dumnezeu l-a părăsit total pe omul ăsta. Așa a crezut el, se pare cu clip în viață, nu a acceptat gândul ăsta. Știa că are Dumnezeu un plan. Cu cele mai grele locuri prin care îl purta Dumnezeu, știa că este un plan. De fapt, fiecare din lucrurile rele care îi se întâmplau rele,
era următoarea etapă spre înălțarea lui, așa, e următoarea treaptă, era câte o treaptă ca să-l înalți. O treaptă să-l înalți. Pe acolo era calea lui, să ajungă unde a vrut Dumnezeu să-l urce sus. Cum a putut să se comporte astfel Iosif? De ce a putut el să se comporte așa? Nădăjduia în Domnul, privea la Domnul, avea ochii îndreptați spre Dumnezeu. Primea toate lucrurile ca din mâna lui Dumnezeu. Și ai văzut, el a știut că Dumnezeu poate schimba răul care mi-l fac oamenii în bine. Dumnezeu poate face asta, poate să schimbe rău. Oamenii vor să-mi facă rău și Dumnezeu rău ăsta care vor ei să mi-l facă, o să-l schimbe în bine. O să-l folosească Dumnezeu rău ăsta ca să mi-l facă mie bine. Și inclusiv și lor, da. Nici rău la frați, nici rău la soția Potifar, nici rău nu l-a afectat. Și nu a ținut pică pe nimeni. Vezi că ne-ar fi spus Biblia pe urmă că l-a chemat Potifar când a ajuns a doilea om, putea să tragă socotelele, da? Nu spune nicăieri, nici l-a fi chemat Potifar, nici soția lui, nici... Da? Da. Exact, a tăcut înaintea Domnului și a acceptat toate lucrurile înainte. Cum Domnul mă poartă? Are Domnul calea lui cu mine. Seamănă acțiunile lui Iosif cu ceea ce ați citit în Psalmul 37, cu 7, drept ai zis Ruslan, Ruslan a observat. Cum seamănă? A tăcut înaintea Domnului, așa? Că avea atâtea motive să mânie și pe Dumnezeu, să deznădăjduiască, să nu mai creadă în Dumnezeu, să nu se mai încreadă în Dumnezeu, tot din rău în mai rău. Eu, un om neprihănit, cu neprihănirea mea, tot mai rău și mai rău ajung, nu? Cu neprihănirea mea am ajuns să fiu vândut rob. Am ajuns în casa la omul ăsta Potifar, parc olea că lucrurile s-au mai dres. Cu neprihănirea mea, că nu vreau să mă culc cu stricata asta, cu neprihănirea mea ajung în închisoare. Am ajuns aici. Deci nimic, toate lucrurile parc mai rău și mai rău. Nu, omul ăsta a tăcut înaintea Domnului. A tăcut, a nădăjduit în Domnul și a așteptat lucrarea Domnului. Dăm pagina. Privind mai presus de acțiunile fraților săi la suveranitatea lui Dumnezeu, Iosif a putut să aleagă blândețea în locul mâniei. Blândețea nu înseamnă slăbiciune, că Iosif nu era un om slab. Era doilea om după faraon, deci el avea autoritate și putere cum... Nici nu se compara nimeni. Ce spune acolo? Faraon i-a dat inelul. Știi ce înseamnă inelul? Autoritatea. Deci el putea spune orice ștampilă fără să se întrebe la faraon. Asta, când i-a zis că i-a dat inelul, faraon i-a scos și i-a dat inelul, asta însemna i-a dat puterea de a lua decizii. Puterea decizională i-a dat-o toată lui Iosif. Gata. Iosif e cel care poate pune ștampila pe orice lege, pune ștampila, el ia orice decizii. Îți dai seama cât autoritate avea el? Cât încredere avea faraonul omul ăsta? I-a dat lui, poftim, du toate treburile Egiptului, du-le bine. Acum, el avea autoritate, nu era un om slab. Blândețea nu înseamnă slăbiciune, ci este o putere ținută sub control. Aveți o astfel de blândețe? Este o întrebare personală pentru fiecare din noi. Și ne comparăm cu el, ne gândim la problemele prin care trecem, problemele pe care ne le ridică oamenii, problemele pe care ni le fac oamenii. Cum ne purtăm noi în situațiile astea? Părtășiți o experiență când ați răspuns cu blândețe unei persoane, o experiență pozitivă. Și care a fost rezultatul? Cine vrea să ne împărtășească o experiență pozitivă? Negativă cred că avem destul, da? Dar una pozitivă. O experiență pozitivă. Cum a răspuns persoana? Are cineva să ne împărtășească o experiență pozitivă? Într-o clasă așa de mare, de 80 de oameni și mai mulți cât suntem, nu există nicio experiență pozitivă de blândețe? Da, zi, Alexandru. La noi, tata câteodată mine bat și tata bătaie. Dar eu nu știu, asta a fost anormal din partea mea. Eu l-am venit și cuvinte urâte. M-ați luat în brață,
Abrățați a zis tata, tibie, să mă mai tine. L-a fost șocat în seara și Iisus s-a culcat. Foarte frumoasă mărturie. În mod practic, cum se manifestă un duc blând și liniștit? Cum vezi asta? Vreau să vă zic, la Sacramento, în orașul Sacramento, avem institut. Și acolo este o soră studentă la noi la institut. Și ea are o situație mai grea. Soțul ei bolnav ceva, de o boală psihică, evident, bolnav. Are un copil, o fată bolnavă de boala Downing. Soțul bolnav psihic, fata bolnavă de are Down. Și nu știu câți au copii, 7 copii. 7 sau 9 copii au. Și femeia asta nu scapă sesiune. La sesiune foarte disciplinată. Femeia asta este prima care vine cu manuale. Știți, la Institutul Biblic, spune un foarte mare accent, la Institutul Biblic Inductiv, spune un foarte mare accent pe pregătirea slujitorilor și pe aspectul practic. După fiecare sesiune, studenții trebuie să meargă, să formeze un grup și să predea manualul care l-au învățat ei în grup și apoi la următoarea sesiune trebuie să aduc manualele la control. Și ea totdeauna vine cu manualele la control, ea conduce grupul acolo la ea acasă, copilașii toți sunt bine aranjați și la sesiune vine cu fetița, inclusiv și soțul vine uneori. Și am văzut că soțul poate să spună ceva, să trântească așa, să vorbească, sau dacă au fost anumite, am văzut noi dimitori cum soțul poate să trântească ceva, să spună. Ea, liniștit, blând, știind că este toată atenția lui, toată atenția, se poartă foarte blând și liniștit cu el. Și cu fetița aceea care e bolnavă de Down, tot uneori poate să aibă niște reacții așa, să înceapă a face gălăgii mari sau... Ea, liniștit, se duce, se ocupă de ea. Deci femeia asta câte motive avea? Dar fața ei strălucește totdeauna. Bucurie, liniște, foarte bucuroasă, fericită femeia asta. Câte motive are ea ca să fie apăsată, tristă și depresie? Asta e la mod acum, depresie. Câte motive are ea să fie într-o depresie totală la pământ? Hai să ne numărăm. Primul, soț bolnav, psihic. E un motiv pentru a fi cu depresie? Doi? Bolnavă de baladau. Motiv? 7 copii, nu-i simplu. Sau 9 copii, 9 copii, 9 copii, nu-i simplu să ai 9 copii. Dar la femeia asta, toate lucrurile... Și materialul duceau foarte greu. Dar femeia asta totdeauna prezentă și încă ducând-o material greu, totdeauna avea grijă dacă auza de vreo nevoie, dacă pomeneam la sesiune de vreo nevoie la cineva, la vreun ucenic, la ceva, ea totdeauna avea grijă să vină să contribuie cu ceva la nevoie aceea. Și fața ei totdeauna strălucea. Chiar când mă gândesc la ea, un duc blând și liniștit, totdeauna la femeia asta se vedea un duc blând, liniștit, plăcut, cu zâmbet, voioasă totdeauna și niciodată nu vedeai să-și iasă din... Da? Când se vede duhul blând și liniștit? Când ești tratat bine în toate privințele, ușor să ai duh blând și liniștit, nu? Dacă ești tratat bine și mai bine, foarte ușor să ai duh blând și liniștit. Când ești tratat rău, când împrejurările sunt grele, atunci e foarte greu să arăți un duh blând și liniștit. Dar femeia asta avea un duh blând și liniștit și vă spun și care e secretul. Femeia asta așa iubește cuvântul lui Dumnezeu și privirile îndreptate numai la Dumnezeu. Cea mai bună ucenică totdeauna. Totdeauna își făcea toate temele, așa iubește de tare cuvântul lui Dumnezeu femeia asta și de acolo și ea toate și alimentează sufletul ei. Mă gândesc că acum Lucia Gavriliță, cea de copii. Da. Tot avea motiv. Sora Lucia Gavriliță, exact, tot așa, avea și ea motiv, sora Lucia Gavriliță. Una din cele mai fericite mami care le-am văzut vreodată. Da. Mai un an la tabără de engleză. Și-au adus copii și copii bine educați. Pentru ei lucrează de-a toate implicată și în societate. Și mult, dar dacă a ajuns viceministru, asta nu-i șagă. Nu oricine-i luat viceministru. Deci viceministru este luat un om care lucrează din plin, lucrează și ea, de la nevoia, pornind de la nevoia copiilor ei, a ajuns să fie viceministru. Copii, cu doi copii handicapați. Deci, iată așa, dăm pagina. De unde vine blândețea? Uite, acum e secretul. Vrem toți să avem calitatea asta, blândețea, dar de unde vine ea? Hai că o să o vedem acum. Vom citi Galateni,
capitolul 5, două versete, 22 și 23. Și ori de câte ori va fi cuvântul Duhul, în sens de Duhul Sfânt, îl vom încercui cu un nor. Vom trasa, vom face un nor, vom desena un nor în jurul cuvântului. Cuvântul blândeții cu o linie ondulată. Începem, da? Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. De unde vine blândețea? Deci, de unde vine? De la Duhul Sfânt. De la Duhul Sfânt prezent într-un om. Când Duhul Sfânt este prezent în tine, asta este un rod pe care îl dă Duhul Sfânt, roada Duhului Sfânt. Este ceva cu care ne putem noi lăuda că ne aparține nou, că vine de la noi. Că așa m-am născut eu, așa sunt eu de felul meu. Putem? Dar nici nu pot spune că eu așa sunt de felul meu. Am devenit creștin și spun că eu așa sunt de felul meu. Că eu nu pot fi blând, că așa sunt eu mai izghit. Așa sunt eu mai izghit, mai trântesc, mai întorc înapoi, tai la stânga și la dreapta, tăios. Pot așa să mă scuz dacă am Duhul Sfânt? Nu, pentru că omul care are Duhul Sfânt, cum e? Deci roada asta se va manifesta în noi, cei care avem Duhul Sfânt. Ia să vede. Cum trebuie să ne arătăm blândețea în relațiile cu ceilalți oameni? Și acum vom citi Galateni și 2 Timotei. Două texte. Și trebuie tot așa să subliniem cuvântul blândeții cu o linie ondulată. Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, adică aveți Duhul Sfânt, sunteți oameni maturi, să-L ridicați cu Duhul blândeții. Și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Și acum 2 Timotei. Și robul Domnului, Pavel îi scrie lui Timotei, pentru că Timotei era slujitor în biserică și îi spune lui Timotei cum trebuie el să se poarte ca și slujitor al bisericii. Și spune, robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului și venindu-și în fire, să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voia. Și acum să răspundem la întrebări. Despre ce problemă asemănătoare este vorba în aceste două texte? Este vreo problemă asemănătoare? Îndreptare. Îndreptarea cuiva, așa? Să-l îndrepți pe cineva. Să-l îndrepți ori pe fratele care a căzut deodată într-o greșeală, așa? Ori pe cel care ți-a devenit și potrivnic, s-a luat cu o învățătură greșită și a devenit potrivnic. Trebuie să-i îndrepți pe cineva. Cu alte cuvinte, ce are comun și unul și altul au căzut în cursa diavolului. Ăsta, fratele, a căzut deodată într-o greșeală, într-o ispită. Și ăsta a crezut într-o greșeală și acela a căzut într-o greșeală. Cineva a fost prins în cursa diavolului. Cum procedezi cu omul ăsta care a fost prins în cursa diavolului acum? Discutați ce ați învățat despre rolul blândeții în disciplinarea altora. Care sunt căile practice de aplicare a acestei învățături în relațiile cu credincioșii? Dar cu copiii, dar cu cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Hai să le luăm la rând, da? Deci, cât de important este rolul blândeții în disciplinarea altora? Cu blândeți trebuie să disciplinăm pe alții, da? Duhul blândeții. Cu scop de a ridica, așa? Cu scop de a-l ajuta pe omul celălalt, de a-l scoate din starea în care este. Dar spune cu Duhul blândeții. În 2 Timotei 2:25 spune că în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăință ca să ajungă la cunoștința adevărului. Așa, deci totdeauna vreau ca să-l ridic pe omul ăsta. Să-l ridic din starea în care este. Aici că
privirea lui Dumnezeu. Nu trebuie tu să-l coperi, nu e responsabilitatea ta să-l aduci la știință, să-l ții legat, să-l nu dai mâncare, să-l... Deci tu înveț, dar cum tu îi spui ce trebuie să facă, dar tu Dumnezeu să-i dea pe tine. Îți faci partea ta. Îți spui de grijă în Domnul și tu îi spui, tu e arestarea care este, dar nu... Îți faci partea ta fiind conștient de partea lui Dumnezeu pentru... Deci dacă ne gândim la textul de care ne-am studiat mai înainte, deci practic cu blândețe înseamnă nu cu mânie. Liniștit. Nu cu mânie, exact. Nu cu strigare, nu cu ceartă, da? Mânie, nu cu mânie, nu cu strigare, nu cu ceartă. Ca să ajungă la cunoștința adevărului. Îi vorbește. Exact, cu cuvânt. Și spune cum... Să înțeleagă cuvânt, pentru că eu tatare nu înțelegi cuvântul ăsta face. Cu îngăduință răbdătoare, cu neorbezi... M-am săturat, nici nu mai vreau să mai vorbesc de acum. Tot în gol vorbesc, așa? Îngăduința răbdătoare, o ia iar din nou. Ți-am spus că nu-i bine așa. Trebuie așa. Iar deja vezi că este și cu copiii, așa? Ați văzut? Este. În relația cu credincioșii, dar cu copiii, în relația cu copiii. Cum e relația cu copiii? Iar din nou, cu îngăduință răbdătoare, vorbim iar din nou. Mai vorbim o dată, mai vorbim o dată, mai vorbim o dată, cu îngăduință răbdătoare. Avem răbdare. Nu ne-ar place la toți orice problemă care o avem cu cineva să se rezolve din prima ședință. Așa e că ne-ar place așa? Ne-ar place, ne-am așezat, am discutat și s-a rezolvat și gata. I-am pus capac, s-a rezolvat. Dar nu e așa. Unele probleme cer foarte multe ședințe până când se rezolvă, așa? Și trebuie îngăduință răbdătoare, îngăduință încetișor, cu răbdare, cu duh blând, liniștit. Având în vedere tot ce ați învățat despre blândețe, cum ar trebui să răspundeți în viitor în situații asemănătoare? Ce am învățat noi? Ce învățăm în toată lecția asta? Dacă îl scoatem pe Dumnezeu din formulă, nu poți fi blând. Dacă îl scoți pe Dumnezeu din formulă și stai liniștit și nu faci nimic și te resemnezi, ești un prost, pur și simplu, nimic mai mult. Sau nu? Așa? Dacă îl scoți pe Dumnezeu din formulă, fără Dumnezeu, te porți așa. Păi ești un prost, nimic mai mult. Dar cu Dumnezeu e cu totul altfel. Nu, 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 stai puțin. Eu știu pur și simplu că Dumnezeu lucrează. Dumnezeu e la lucru. Eu mi-am pus nădejde în el. Eu îmi fac partea mea. Nu înseamnă, nu vorbesc, nu spun ce am de spus. Dar spune aici, nu te mânia, nu fa asta, nu fa asta. Uite cum Moise a procedat. Să mai citim câteva texte biblice și să vedem ce mai învățăm despre blândețe. Vom citi acum din Iacov și din 1 Petru. Și trebuie să încercuim fiecare apariție a cuvântului mânie, să subliniem cu o linie ondulată cuvântul blând sau blândețe și să notăm cu o săgeată orizontală, dreptată spre dreapta, expresia de aceea. Primul text este Iacov, capitolul 1, de la versetul 19 până la versetul 21. Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. De aceea, notăm, concluzie, da? Lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate. Răutate, cum notăm? Ca și mânie. Și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Și citesc și 1 Petru, capitolul 3, versetele 3 și 4. Și aici este un text adresat femeilor. Da, vorbește despre niște virtuți, despre niște calități frumoase, care nu numai femeilor le trebuie, la toți oamenii. Și atât aici le spune așa, femeilor căsătorite, podoaba voastră să nu fie podoabă de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția neperitoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Și acum să răspundem la întrebări. Ce ați învățat din notarea cuvântului mânie în Iacov 1 cu 20? Care mânie? Mânia omului nu lucrează. Nu lucrează înseamnă nu produce. Mânia omului nu produce neprihănirea lui Dumnezeu. Nu lucrează, nu produce neprihănirea lui Dumnezeu.
Dar ce ne se spune tot în Iacov, acolo în versetul 21? Ce ne se spune să facem și de ce? Să lepădăm ce? Orice necurăție. Și încă? Orice revărsare de răutate care e din inima noastră, nu? Să lepădăm asta, să lepădăm la o parte. Să primim cu blândețe cuvântul sădit. Exact, să primim cu blândețe cuvântul sădit în noi. Să-l primim cu blândețe înseamnă a face așa cum îți spune Dumnezeu. Foarte interesant, spune cuvântul care deja este sădit în noi. Cu alte cuvinte, cuvântul care deja îl știu, dacă îl primesc cu blândețe, fac potrivit cu cuvântul ăsta. Cum mă învață cuvântul? Și eu știu că așa îmi spune Biblia să fac. Fac așa cum îmi spune Biblia. Nu mă mâni, nu cu răutate, nu cu necurății, dar fac așa cum îmi spune Biblia. Care va fi rezultatul? Care va fi rezultatul? De ce? De ce trebuie să facem așa? Așa, pentru mântuirea sufletului. Ne poate mântui sufletul. În 1 Petru, capitolul 3, versetele 3 și 4, apostolul se adresează nevestelor sau soțiilor. Care trebuie să fie podoaba unei femei potrivit cu aceste versete? Să fie un duh blând și liniștit. Podoaba unei femei să fie un duh blând și liniștit. Cu alte cuvinte, care podoabe sunt de mare preț înaintea lui Dumnezeu? Ce este de mare preț înaintea lui Dumnezeu? E o podoabă, stă frumos omul, îi place lui Dumnezeu când omul e împodobit cu asta. Omul ascuns al inimii care se manifestă cu ce? Curăția unui? Duh blând și liniștit. Duhul ăsta blând și liniștit sunt niște podoabe care ne împodobește înaintea lui Dumnezeu. Dar și oamenilor le place. Nu-ți place să ai de-a face cu așa un om? Foarte frumos. Când ai de-a face cu un om cu un duh blând și liniștit, îți place să fii lângă el. Discutați cum se poate manifesta un duh blând și liniștit în comportamentul unei neveste. Cum se manifestă un duh blând și liniștit în comportamentul unei neveste? Cum? Nu-i gâlcevitoare. Nu face gâlceavă, da? Nici o altă idee nu mai este în tot grupul ăsta mare de oameni. Nu este nemulțumitoare, pentru că am văzut că mulțumirea nu vine mână-mână cu blândețe. Deci nu este nemulțumitoare. Până aici am studiat ce înseamnă să fii blând. În continuare dorim să vedem care este moștenirea celor blânzi. Acum vom încercui toate referințele la cel neprihănit. Vom citi Psalmul 37, iar ne întoarcem la Psalmul 37, dar citim mai departe. Prima dată am citit până la versetul 11, acum citim versetele 22, 29 și 34. Încercuim pe cel neprihănit și subliniem fiecare apariție a expresiilor stăpânesc țara sau vor stăpâni țara. Hai să începem. Versetul 22. Căci cei binecuvântați de Domnul stăpânesc țara. Stăpânesc țara, dar cei binecuvântați, nu cei neprihăniți? Dar cei blestemați de El sunt nimiciți. Cei neprihăniți vor stăpâni țara. Vor stăpâni țara și vor locui în ea pe vecie. Locui în ea. Nădăjduiește în Domnul, păzește calea Lui și El te va înălța. Ca să stăpânești țara, vei vedea pe cei răi nimiciți. Stăpânești țara. Și acum să răspundem la întrebări. Ce ați învățat despre cei neprihăniți? Stăpânesc țara, așa. Apoi, vor locui în țară pe veci. Și încă am mai învățat ceva despre ei. Sunt binecuvântați de Domnul. Și încă ceva mai este. Nădăjduiesc în Domnul, păzesc calea Lui, sunt înălțați de Domnul ca să stăpânească țara, da? Și încă mai este un lucru important despre ei. Vor ajunge să-i vadă pe cei răi nemiciți.
Acum să citim Romani, că este asemănător cu versetele din Psalmul 37. Și de data asta trebuie să încercuim pronumele nostru tot ce se referă la credincioși. Și notăm cu litera M fiecare apariție a cuvântului moștenitor. Începem, da? Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai lui Dumnezeu. Și împreună moștenitori cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Ce ați învățat despre credincioși? De aici, din Romani 8, versetele 16 și 17. Ce ați învățat despre credincioși? Foarte adevărat. Ei sunt copiii lui Dumnezeu și ei au o mărturie internă care nu pot ști alții. Au o mărturie internă, Duhul lui Dumnezeu care este în ei, mărturisește împreună cu Duhul lor că ei sunt copiii lui Dumnezeu. Dovada că ei sunt copiii lui Dumnezeu este în ei. În noi, noi copiii lui Dumnezeu, noi dovada o avem în noi. Duhul lui Dumnezeu împreună cu Duhul nostru mărturisește că noi suntem copiii lui Dumnezeu. Apoi mai aflăm ceva încă despre noi, despre credincioși. Dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Suntem moștenitori împreună cu Dumnezeu. Suntem moștenitori ai lui Dumnezeu. Adică moștenim de la Dumnezeu, dar moștenim împreună cu cine? Hristos. Cu Hristos. Ați înțeles cum? Moștenim ceea ce vrea Dumnezeu să-i dea lui Hristos, ne dă și nouă, pentru că noi suntem moștenitori împreună cu Hristos. Moștenim tot. Care, da. Dacă suferim împreună cu El... Și apoi și vom fi proslăviți împreună cu Hristos, dacă îndeplinim condiția aceasta, dacă suferim împreună cu El. Și iată acum, sora noastră Kim Davis suferă împreună cu El, așa? Și va moșteni împreună cu El. Tot ce face acum nu-i spre rău ei. N-avem, n-are motive de întristare că suferă, că e la închisoare pentru asta. Ea va fi proslăvită împreună cu El pentru că suferă împreună cu El. Ai cui moștenitori sunt ei? Și ce înseamnă aceasta? A cui moștenitori sunt ei? Ai lui Dumnezeu. Și ce înseamnă aceasta? Că noi suntem copii. Suntem copiii lui Dumnezeu, că moștenim tot ce are Dumnezeu ne dă nou. Vom fi proslăviți împreună cu El. Și acum ultimul text din ziua de azi. Din lecția de azi. Bine ai zis, Dumbușoară. În cartea Apocalipsa, Apostolul Ioan a scris despre o cântare cântată în cer spre lauda mielului care a fost înjunghiat. Noi va trebui să citim Apocalipsa, capitolul 5, versetele 9 și 10, două versete. Și trebuie să notăm cu o cruce toate pronumele care se referă la Iisus Hristos. Și trebuie să încercuim fiecare referință la oameni, inclusiv pronumele. Să începem. Și cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea, tu adică Iisus, da, și să-i rup pecețile, căci ai fost înjunghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău, Iisus, da, oameni din orice seminție, oameni, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Ce ați învățat din notarea referințelor la Domnul Iisus? Este vrednic să rupă pecețile, da? Să ia cartea, să rupă pecețile. De ce este vrednic? Pentru că a fost junghiat. Și pentru că el a răscumpărat pentru Dumnezeu cu ce? Cu ce preț? Care a fost prețul plătit? Cu sângele său sfânt a răscumpărat pentru Dumnezeu pe
oameni din orice popor, din orice limbă. Dar ce ați învățat despre cei care au fost răscumpărați cu sângele său? Vor împărăți de preoți și cu privire la pământ. Vor împărăți pe pământ oamenii aceștia. Acum, vreau să citesc aici de la concluzii și apoi o să mai discutăm câteva aspecte importante. Calul care a învățat să accepte să fie condus de stăpânul lui este o imagine a puterii ținute sub control. Este definiția blândeții. Calul e mai puternic decât stăpânul, așa? Da. Calul este mai puternic decât stăpânul. Calul poate să asculte, poate să nu asculte, poate să meargă în direcția care îl trimite stăpânul, poate să nu meargă în direcție. Dar calul este îmblânzit, un cal îmblânzit, un mustang sălbatic nu face asta. Nu-l poți pe un mustang, trebuie să-l îmblânzești și uneori unii sunt imposibil de îmblânzit. Mustang e cal sălbatic. Calul domestic, el este îmblânzit. El are putere mare, dar el face ceea ce trebuie și unde îl călăuzește stăpânul. Într-un mod asemănător, noi vom fi blânzi cu adevărat atunci când ne vom preda voia noastră voii lui Dumnezeu. Total voia noastră ne-o predăm voii lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, puterea fără control duce la haos. Ca un râu ale căror ape fac prăpădă în timpul inundațiilor. Dar blândețea se poate vedea în același râu, strunit, cu ajutorul unui baraj, a cărui ape pune în mișcare turbinele pentru producerea curentului electric. Ați înțeles? Care e diferența între blândețe? Blândețe înseamnă putere sub control. Blândețea începe cu predarea de bună voie a vieții noastre în stăpânirea lui Dumnezeu. V-ați predat voia voastră lui Dumnezeu? Ați plâns înaintea lui și i-ați spus, nu voia mea să se facă, ci voia ta. Asta este un om blând. Când faceți aceasta, blândețea devine ceea ce el produce în voi. Nu ceva ce trebuie să încercați să produceți voi cu puterile voastre. Nu ceva care de la tine vine. Greșeala pe care o facem adesea este că încercăm să trăim viața creștină prin puterile noastre, fără o predare de bunăvoie. Vedem blândețea ca pe o lege față de care trebuie să ne supunem, o limitare impusă asupra comportamentului nostru. În loc să o vedem ca o trăsătură de caracter pe care Dumnezeu o dezvoltă în viețile noastre. Care este situația voastră în această privință? Este blândețea, puterea ținută sub control, prezent în viețile voastre? Sau viața voastră este caracterizată fie de explozii de mânie, fie de o îngăduință pioasă care nu se enervează niciodată? Ați înțeles ce-i, da? Ambele extreme sunt greșite. Creștinii sunt chemați să fie blânzi dând dovadă de putere ținută sub control de către Dumnezeu. Ferici de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Noi suntem moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Vom moșteni ceea ce El moștenește, lumea întreagă. Vom fi o împărăție de preoți și vom domni peste pământ împreună cu El. Nu este minunat acest lucru? Petreceți timp în rugăciune. Vreți să vă predați voia voastră lui Dumnezeu și să fiți socotiți fericiți sau binecuvântați? Da, bineînțeles, așa. Sper că am înțeles bine ce înseamnă să fii blând. Ce înseamnă să fii blând? A luat înfățișare de asta, care ești total absent oriunde, asta nu înseamnă că ești blând. Un om blând nu este un om absent. Unul care nu ia nicio acțiune, nimic, care cum îl duc valurile așa, nu. Un om blând este un om care total și-a supus voia lui Dumnezeu. Acum încă ceva. În lecția noastră n-am discutat un aspect care posibil v-ați confruntat de multe ori. Este așa o erezie care se numește Martorii lui Jehova. Ei au niște reviste, se numesc Turnul de Veghere, Turnul de Veghe sau Treziți-vă. Și iată erezia asta, ei învață așa, că nu va exista niciun fel de împărăția cerurilor și nimeni nu va moșteni împărăția cerurilor, afară de 144.000. Toți restul oamenilor vor fi pe pământ,
Noi nu ne oprim acum să discutăm prea mult la asta, dar eu vreau să vă recomand, soția mea, Năstica, o scris pe Moldova Creștină chiar două articole, sau vreo trei ai la subiectul ăsta. Dar acum unul e recent, unde explică subiectul ăsta. Așa că vă recomand să intrați, să-l citiți subiectul ăsta, ca să știți ce să le vorbiți, dacă aveți de-a face cu ei. Cel puțin noi am înțeles bine ce înseamnă din lecția noastră că vor moșteni pământul. Și nu înseamnă că ei iau versetul ăsta, fericii de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul, iau versetul ăsta și zic că nu vor mai moșteni nimeni nicio împărăție a cerurilor. Asta este o aberație și o obraznică răstălmăcire a Scripturii. Că numai în predica asta de pe munte, numai între astea 12 versete, de două ori spune că vor moșteni împărăția cerurilor, așa? De două ori spune, la început, fericii de cei săraci în duh, căci a lor este... Și apoi ferici de cei prigoniți din pricina neprihănirii, că cea lor este împărăția cerului. De două ori aici nu mai vorbesc despre împărăția cerului și ei, cu răstălmăcire obraznică, spună că nu poți moșteni împărăția cerului și așa mai departe. Ei, vă zic asta ca să știți că este un pericol și să vă feriți. Dar prea mult nu ne oprim la asta, că noi vrem să studiem cuvântul pentru sufletele noastre. Noi nu ne interesează acum atâta ca să stăm la dezbateri cu ei, cât ne interesează să înțelegem fericirile astea, dar să ne formăm noi un caracter, cum să avem un caracter cum îl vrea Dumnezeu, să-i dăm voie lui Dumnezeu să producă în noi un caracter pe care îl vrea El și care este caracterul oamenilor fericiți, oamenilor plăcuți lui. Asta vrem.